Frig și foame este ceea cu ce se confruntă zeci de familii din țara noastră odată cu scăderea temperaturilor. Astfel, mulți părinți nu au cu ce să își hrănească copiii, iar cât crearea unui stoc de lemne de foc pentru perioada iernii este o adevărată provocare. Pentru a le da o mână de ajutor, Asociația Obștească The Moldova Project a organizat o campanie cu genericul O fugă sănătoasă, un copil la cald în casă. Mai mulți voluntari au alergat în cadrul Maratonului Internațional Chișinău pentru a colecta fonduri în susținerea a 30 de familii social vulnerabile. Andrei Dorma este voluntar la Asociația Obștească The Moldova Project de 8 ani. Bărbatul susține astfel de evenimente caritabile și nu ezită să participe la ele. Eu, participând ca voluntar în toate proiectele Moldova Project, am văzut cum asta te dezvoltă spiritual și personalitatea ta crește. Întâlnești foarte mulți oameni, înțelegi că există altceva în afară de bani. Dorim să strângem donații pentru a cumpăra lemne. Și alți voluntari care au participat la eveniment spun că nu este pentru prima dată când participe la astfel de evenimente caritabile. Nu este prima dată când îi susținem. Satisfacția este maximă atunci când rezultatul este atins și astăzi chiar ne dorim ca, alături și de alte companii parteneri, să îi ajutăm așa cum am făcut-o până acum. Mie nu mi-este interesant să alerg maratoane, dar eu am alergat și am înțeles că pot. Nu mă simt foarte tare în formă, dar o să încerc să alerg din plăcere. Am participat în 2016-2017, tot jumătate am făcut semi-maratoane. Potrivit președintelui Asociației The Moldova Project, Victoria Morozov, beneficiari vor fi 30 de familii social vulnerabile. Aceste familii sunt din câteva raioane a Republicii Moldova, sate diferite. Ei sunt beneficiarii asociației noastre, cu care lucrăm zi de zi în activitatea noastră. Acestea sunt chiar familii care nu au de unde să-și procure lemne și deja este frig. Copiii trebuie să petreacă timpul lor acasă la călduț, ca să nu se îmbolnăvească, să-și poată face temele pe acasă. Și la urma urmei, soba este o sursă unde părinții și pregătesc mâncarea. Până în prezent au fost colectați 35% din suma de 5.400 de lire sterline, iar doritorii pot dona încă o săptămână.